România este în doliu. Din păcate, a murit regizorul Ion Ardeal Ieremia. Vestea că acesta a trecut în neființă a fost dată de reprezentanții Teatrului Național Mihai Eminescu, Timișoara, prin intermediul rețelelor de socializare. Potrivit informațiilor, Ion Ardeal Ieremia a absolvit în 1995 secția regie Teatru a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, la clasa profesor Valeriu Moisescu. Tumultuos, generos, intempestiv, neliniștit, cu o inteligență ascuțită, Ionardial Ieremia a urmat nu fără să-și pună întrebări care l a urmărit mereu aceeași profesie ca cea a tatălui său. Și-a început cariera la Teatrul Național din Târgu Mureș și a continuat-o, următorii 28 de ani, la Naționalul Timișorean. Dumnezeu să-l odihnească în pace!